Bine v-am regăsit! Suntem la finalul acestei serii în care am vorbit despre software mental, despre învățământ, civilizația și dezvoltare. Dacă până acum am vorbit despre educație și despre schimbarea mentalității și pentru că suntem interesați și credem în educație, astăzi am vrea să vedem și cealaltă parte. Faptul că educația are anumite limite. De aceea astăzi vom vorbi despre limitele educației. Invitatul nostru este și astăzi și ne bucurăm de lucrul acesta, domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Mă bucur că putem încheia această serie. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vorbim iată astăzi în acest episod de încheiere, să zic, vorbim și despre limitele educației. Știu că sunteți un optimist incurabil. Mă bucur de lucrul acesta. Avem nevoie de asemenea oameni în țara noastră și totuși, oricât de optimiști am fi, sunt anumite limite. Ce depășesc puterea noastră, ce depășesc naturalul. Haideți să vorbim un pic și să încercăm în acest episod să închegăm tot ce am vorbit în aceste celelalte episoade în toată această serie. Da. Acest episod l-am gândit din două perspective sau pe doi piloni din Sfânta Scriptură. Înțeleptul Solomon spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba se tudesc cei care o zidesc. Și cred că este un pericol foarte mare, inclusiv în discuția noastră. Să credem că noi avem soluțiile, să vedem ce s-a întâmplat în America, ce se întâmplă în alte părți, experiențele noastre, să spunem, noi avem soluția. Realitatea este că dacă Dumnezeu nu vine cu binecuvântarea Lui, nu vine cu creșterea Lui, orice discutăm noi aici nu se va materializa. A doua componentă de la care pornim în acest episod este ceea ce le-a spus Moise poporului când se pregăteau să intre în țara Canaan, țara promisă. A spus, aveți mare grijă, veți intra într-o țară pe care nu voi ați clădit-o, veți mânca din vițe pe care nu voi le-ați sădit, să nu cumva să vi se îngânfe inima. Și asta e una dintre lucrurile care mi le spun mie în primul rând, pentru că noi cei care suntem în domeniul economic, care avem și educație și un oarecare succes, suntem foarte ispitiți la chestia asta. Scriptura spune să nu fiți mulți învățători că veți primi o judecată mai aspră și vreau să închei pe nota asta de umilință în care să spun dacă Dumnezeu nu este cel care dă binecuvântare, dacă Dumnezeu nu este cel care face supranaturalul, dacă Dumnezeu nu aduce nașterea din nou, degeaba venim noi cu învățământ și cu teorii și cu istorii și cu studii bune de altfel, benefice de altfel, dar dacă nu există ungerea divină a lui Dumnezeu, nu se poate face absolut nimica. Și asta aș vrea să fie mesajul de concluzie. Nu negăm ceea ce am discutat. Cred că sunt niște principii bune, au funcționat, le-am văzut în multe părți ale României, în alte părți ale lumii. Am văzut ce înseamnă beneficiul unei mentalități upgradate, unui soft mental upgradat. Vrem, ne dorim chestia asta, ne rugăm pentru țara noastră, pentru copiii noștri, pentru cei din bisericile noastre, din comunitățile noastre, vrem să vedem chestia asta, dar recunoaștem că Dumnezeu este cel care aduce chestia asta, nu avem noi puterea asta. Am vorbit în aceste episoade, pentru că ați amintit de modele, despre modele de educație în istorie și de asemenea am vorbit despre câțiva piloni a educației, familia, biserica, școala primară sau școala de stat, universitatea și toate acestea au nevoie de atenția noastră, de implicarea noastră. Și dacă vorbim de limite, mi-amintesc ce spunea un psiholog. Spunea, înainte de a avea copii, am avut 4 teorii despre creșterea copiilor. Acum am 4 copii și nu mai am nicio teorie. Și s-ar putea uneori și noi să avem anumite principii, să avem anumite teorii despre ce trebuie făcut în învățământ și poate să fie sănătoase, da? Și cu intenții bune. Totuși, ceea ce a spus mai devreme și reiau ideea aceasta, avem nevoie de Dumnezeu. Chiar și la fiecare din aceste niveluri de care am discutat și în familie, îi educăm pe copiii noștri, totuși ei au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, acea atingere supranaturală. Și la fel se întâmplă și la nivel macro. Asta este lucrul pentru care ne rugăm. Deci ne rugăm ca Dumnezeu să vină cu nașterea din nou în viața noastră individuală și pentru cei care sunt născuți din nou, Dumnezeu să-i cheme în lucrare. Și aici fac o distinție, pentru că
cred că sunt foarte mulți oameni născuți din nou care nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu, care nu se dedică, nu slujesc lui Dumnezeu precum ar trebui. Și iarăși, și unii și ceilalți au nevoie de atingerea aceasta divină, la nivel individual și după aceea când vorbim despre nivelul național, la nivelul macro. Și cred că putem să începem să discutăm despre binecuvântarea Europei. Noi în continuare discutăm despre România și ne știm necazurile de aici și toate reformele pe care trebuie să le facem și încercările eșuate și așa mai departe, dar aș vrea să las ascultătorilor noștri pentru viitor, începeți să vă rugați pentru reforma europeană, pentru upgrade-ul în softul mental european, care dintr-un punct de vedere este mult mai civilizat decât al nostru ca europenii, ca și români, dar în alte, din alte puncte de vedere este mai străin de Dumnezeu. Și aceeași idee cred că este, cred că problema fundamentală a vest-europenilor este o aroganță incredibilă în care se uită la ceea ce au construit și spun, băi, n-avem nevoie de Dumnezeu, uite ce lucruri grandioase am realizat noi fără Dumnezeu, uitând de fapt că au fost principiile și valorile creștine care i-au ajutat să ajungă la starea acesta de bunăstare. Și apropo de lucrurile care discuteam într-o emisiune anterioară, cred că asta este una dintre contribuțiile pe care o putem noi să aducem Europei. Cred că este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne-a îngăduit să fim integrați în Uniunea Europeană, să ducem acest soft, această frică de Dumnezeu mental, să spunem, măi, nu uitați că Europa a fost creștină, nu uitați că sunt niște principii la temelia continentului acesta și să putem fi astfel contribuabili la îmbunătățirea a ceea ce se întâmplă în Europa. Cred că avem o responsabilitate și în direcția respectivă. Doamne ajută-ne, și îmi place gândirea aceasta care se duce în afară și nu care sucombă. Da. Și asta este. Acum, din nou, ne rămâne problema pe care trebuie să o rezolvăm și anume cum îmbunătățim profesorii. Așa. Deci, de fapt, vorbeați de cheia educației. Da, deci cred în chestia asta și, din nou, nu neg toate celelalte lucruri. N-am vorbit foarte mult despre finanțare, pentru că cei mai mulți oameni, când vorbesc despre reforma învățământului, văd doar necesitatea de bani suplimentari. Și vă mărturisesc, și eu cred același lucru. Deci cred că e nevoie de mai mulți bani pentru cercetare, pentru salarii de profesori, pentru renovări de campusuri, de școli generale și așa mai departe. N-am vorbit despre administrație, n-am vorbit despre capacitatea directorilor, a decanilor, a rectorilor, prorectorilor, care trebuie să știe să facă un management academic adecvat și este probabil o emisiune sau, mă rog, un ciclu de emisiuni întreg pe care l-am discutat în chestia asta. Vreau să rămânem lângă profesor și vreau să-mi vorbesc în primul rând mie și colegilor mei și ce aș vrea să transmit celor din jur, publicului larg, este nu ne lăsați să fim niște preoți într-un turn de fildeș, ci luați-ne cu voi. Asumați-vă această responsabilitate de profesori, de învățători, cu toții. Da, înțeleg, este important doctoratul, este important dosarul de publicare, sunt importante concursurile, titularizările, sunt lucruri importante, dar n-aș vrea ca lucrurile acestea să limiteze. N-aș vrea ca un părinte să spună, știi, eu nu mă bag în viața copilului meu că profesorul i-a spus nu știu ce. N-aș vrea să existe un angajator, un patron care să spune, măi, dacă ți-o spus ești profesorul tău, las după el că eu nu știu. Nu, ci aș vrea și părintele, și angajatorul, și păstorul, și preotul să aibă această atitudine de suntem cu toții împreună. Este problema noastră a tuturor. Suntem cu toții contribuabili. Fiecare cu roluri diferite. Deci aici cred că e un lucru important când vorbim despre limitele învățământului. Nu îl lăsați pe profesor de unul singur. Și aici este versetul ăla care mi-l aduc mie aminte tot timpul, ca unul care am două doctorate și mi-am petrecut viața în școală. Iubesc școala, dar spune cuvântul Dumnezeu, cunoștința îngânfă. Și cred că este una dintre marile noastre pericole a profesorilor, să ne vedem mai buni ca ceilalți, să ne vedem superior. Măi, eu îți dau lecții ție, tu mă asculți, să nu fim dispuși să învățăm. Și cred că miopia noastră ca profesori este acest orgoliu.
în care nu știu ceea ce aș avea nevoie de știu, dar sunt prea orgolios ca să recunosc chestia asta. Și vă spun că am văzut chestia asta când am trecut prin valul ăsta de integrare în Uniunea Europeană și într-o dată ni s-a impus tuturor să publicăm în jurnale internaționale. Realitatea este că avem foarte mulți profesori distinși, de calitate, oameni mai pomeniți, care nu știu limba engleză, care nu pot să scrie în limba engleză. Ei, m-aș fi așteptat la o atitudine de învățabil, să spun, măi, nu știu limba engleză, hai să mă cuplesc cu cineva, hai să facem o chestie, hai să învăț, Doamne ferește, am doctorat, nu pot să învăț limba engleză? Nu, a fost partea asta de orgoliu în care, e o chestie, nu ne luăm noi după standardele lor, prostie, și în loc să aibă o atitudine de a fi gata să învețe, de a se adapta la noua realitate, și-au apărat punctul lor de vedere și chiar au ponegrit anumite standarde sau anumite realități. Și cred că asta este unul dintre instinctele noastre ale profesorilor. Și din nou mă includ cap de listă. Deci Iisus Hristos a venit să moară în lume pentru toți păcătoșii, dintre care cel din tâi sunt eu. Spun și eu cu Apostolul Pavel, să mă ierte Dumnezeu că am acest orgoliu, să mă ierte Dumnezeu că cred că le știu pe toate, că nu vreau să fiu învățabil, dar avem nevoie de societatea din jurul nostru, avem nevoie de biserică, avem nevoie de părinți, avem nevoie de angajatori care să vegheze asupra noastră. Și să ne spună, măi, voi sunteți învățământul, esența învățământului, dar puteți fi și marea piedică a învățământului. Și dacă mergeți în orgoliu vostru, dacă doar vă apărați punctul de vedere, dacă doar vă justificați performanța și spuneți că ceea ce voi faceți, știu profesori care țin același curs astăzi, care l-au ținut în 1981. Și au rămas lângă cunoștința foarte consecvent și se apără din răsputeri. Am văzut profesori la informatică care el nu lucrează cu calculatorul, el făcea cu tablă și cu chestii de genul ăsta și am rămas frapat, stimate coleg, dar totuși suntem la informatică. Și din nou este atitudinea asta de orgoliu care poate fi o mare limită a învățământului. Și din nou, exemplul suprem de orgolios a fost Satana, care s-a uitat la poziția lui, că este vioara a doi, s-a uitat la Dumnezeu și a spus, vreau să fiu ca Dumnezeu. Și cred că ăla e un păcat care ne paște pe toți. Am observat că ați revenit asupra unor teme în decursul acestor întâlniri și încercați să le lăsați ca niște piloni. Da. Una din ele este aceasta. Profesorul este cheia învățământului și are nevoie de sprijinul comunității. Corect. Da. Are nevoie de sprijinul părinților care să îl vegheze când merge într-o parte sau alta. Care sunt alți câțiva piloni pe care am dorit să-i lăsăm acum la final de serie? Al doilea pilon pe care am încercat să-l subliniez, tehnologia este o oportunitate. Uh-huh. Deci tehnologia este o oportunitate, încă nu știm cum ne va afecta, cum va afecta învățământul, cum va forma mentalitățile, dar este o realitate. Deci tehnologia trebuie îmbrățișată. N-avem voie să ne băgăm capul în nisip și să spunem, măi, nu vreau, că e doar o joacă, că e doar chestii de genul ăsta. Deci cred că al doilea pilon, când vorbim despre și pericole, dar și oportunitățile pe care le avem, este să învățăm tehnologia. Și în special mă gândesc la următorii 20-30 de ani, poate chiar și după ce voi ieși la pensie și mă va chema Domnul în slavă, va fi aceeași chestie. Cred că tehnologia își va spune cuvântul. A treia chestiune care aș insista foarte mult ca și partea asta este partea de finanțare. N-am vorbit mult despre ea, cred că pentru că e foarte dureroasă, și o spun asta și din perspectiva universității noastre, care este o universitate privată și nu primește bani de la stat, trăiește din donații și din taxele studenților, dar și din perspectiva multor profesori care au plecat din România datorită slabei finanțări. Și vreau să vă ilustrez o imagine, cum ar fi arătat învățământul românesc dacă toți cei care au părăsit în ultimii 30 de ani și la ora actuală activează în învățământul internațional ar fi rămas acasă. Și vreau să spun că avem niște vârfuri, avem niște oameni extraordinari, în primul rând din punct de vedere a competenței. Dacă este dificil să intri în învățământul românesc și este un sistem de filtrare foarte, foarte aspru, Occidentul și mai și
Deci să ajungi să fii profesor în Anglia, să ajungi să fii profesor în America, în Franța, în Germania, în Elveția, nu-i lucru de neglijat. Și avem oameni care sunt în domeniul respectiv. Și motivul principal a fost partea financiară. Pentru că un salar de profesor în România de-abia se învârte în jurul 2-3 mii de euro pe lună, în cazurile super fericite. Profesor universitar. Profesor universitar, profesional. Dacă vorbim, nu profesor de liceu. Când vorbim la liceu, vorbim sub 1000 de euro și când te muți în Occident, cifra respectivă crește de 4, 5, chiar 10 ori. Salariul mediu în America este undeva de la 10.000, 15.000 de dolari pe lună. Și e clar că you get what you paid for, adică lucrurile pentru care le plătești sau cât plătești pentru ele, cam alea le și ai. Într-o oarecare măsură, toți profesorii care au rămas în România sunt niște eroi pentru mine, pentru că au acceptat odată să împlinească standardele internaționale, dar să rămână la salariile și la condițiile românești. N-am intrat în subiectul ăsta, dar când vorbim despre limitările învățământului, partea de finanțare va trebui rezolvată. Și nu cred că rezolvarea este doar prin Ministerul Învățământului. Nu cred că singura soluție este să avem acolo un politruc extraordinar ca și ministru și care să știe să negocieze super bine, pentru că este o chestiune și de gestionare, este o chestiune și de multe altele. Cam astea ar fi pilonii învățământului, dacă ar fi profesorul, tehnologia și finanțarea. Și să nu uităm de mentorare. Da, mentorare. Acum, mentorarea este parte de temelie. Deci, să zic că temelia este mentorarea și căciula sau acoperișul este binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci este ungerea Duhului Dumnezeu. Așa când Dumnezeu, Duhul Domnului suflă și dă, să zic așa, viață în oase, moarte. Și aia e partea supranaturală, aia e partea metafizică pe care nu o putem explica, dar o vedem și știm, ne rugăm pentru a spune, Doamne, adu trezirea respectivă în învățământul pe care îl avem. O altă expresie pe care ați spus-o este învățământul este responsabilitatea tuturor. Da, da. Haideți să o explicăm acum că ne apropiem de final. Da, o spun pentru că văd foarte mulți care abdică. Deci ce văd în jurul meu în proporție de 80-90% este fie oameni care sunt complet abdicați, cu experiențe negative, cu delăsări, cu tot felul de chestii de genul ăsta, sau oameni care acuză. Măi, dacă tu ți-ai face treaba, măi, dacă tu ți-ai băga mințile în cap și dacă tu te-ai munci, și am avut oameni care au venit la mine și mi-a spus, nu faci destul. Dacă ai munci și mă uit la ei, măi, 3-6 de ore pe zi ați vrea să mai fac, da, tu ar trebui și tu ar trebui. Și sunt aceste două atitudini care sunt foarte la îndemână, sunt foarte comode, okay? Dar care în esență mă absolvă pe mine de responsabilitate. Și de aia vin cu cealaltă chestie și spun, bun, ai o responsabilitate, măcar roagă-te, măcar încurajează-l pe omul ăla. Poate poți face mai mult, poate poți să vii să îl ajuți ca și profesor invitat, poate poți să-i cumperi ceva pentru sală, poate poți să iei studenții într-o practică, poate poți să-i duci elevii, poate poți să le cumperi biscuiți la copii sau ceva de genul acesta. Și nu cred că contează actul, cât contează atitudinea. Faptul că eu am atitudinea aceea de jertfă. Din păcate, lumea din jurul nostru are o atitudine de consumator. Distrează-mă. Eu îți plătesc și ca urmare trebuie să-mi dai un show bun, trebuie să-mi dai un produs bun. Nu mai avem partea aia de responsabilitate și la nivelul guvernamental. Toată lumea știe să vorbească de drepturile care le are de cetățean. Știe că dreptul lui să nu cumva să fie încălcat, că nimeni nu vorbește despre responsabilități. Nu vorbește de faptul că e responsabilitatea lui să nu-și lase gunoiul în parc. E responsabilitatea lui să nu își parcheze mașina câș pe două locuri de parcare și pentru handicapați. Aia să nu-i o spui. De să nu-i spui de responsabilitate, spune-i doar de drepturi. Și tocmai de aia vorbesc foarte mult, măi, dacă vrem un învățământ de calitate, dacă vrem un upgrade în software-ul mental, hai să punem mâna, hai să vedem ce putem face, pentru că strop cu strop umplem valea și dacă eu îmi fac treaba mea, dacă dumneavoastră vă faceți responsabilitatea, dacă ăla își face contribuția lui, să vedeți cum lucrurile se adună ca un bulgăre de zăpadă și toată ne trezim cu îmbunătire consistentă pe care chiar o vedem. Dar hai să lăsăm partea de cinicism, de experiențe trecute, de ce i s-a întâmplat lui cu nu știu cine și hai să lăsăm partea de acuză. Nu câștigăm nimica dacă găsim vinovatul. Simt foarte mulți reformatori că vor să facă un singur lucru, să sape până îl vor găsi pe vinovat.
Și când îl găsesc pe vinovat, o să fie atât de împliniți și de mulțumiți că pot să doarmă în sfârșit noaptea și să spună: da, domnule, l-am găsit pe vinovat. Nu câștigi nimica dacă l-ai găsit pe vinovat. Ce mai poți face? Îl crucifici, îl spânzuri. Nu câștigi nimica. Pune mâna și vezi cum poți îmbunătăți. Mm-hmm. Uite că suntem la final și dacă vorbim de concluzii, da. Concluzia concluziilor. Da. Vorbeam mai devreme despre responsabilitatea noastră a tuturor și mă întorc la ideea de început, limitele educației și noi totuși avem limite, de aceea rugăciunea este importantă pentru fiecare dintre noi și este mâna lui Dumnezeu. Spuneați mai devreme despre dacă nu zidește Dumnezeu o casă. Cred că e momentul să ne rugăm pentru țara aceasta, pentru educație, pentru profesori, în mod deosebit și pentru generația care vine. Da, gândul care vreau să închei este unul dintre gândurile care mă însuflețește pe mine în viață și este pasajul din Corinteni în care spune Pavel Corintenilor: uitați-vă, fraților, la voi. Dumnezeu a ales lucrurile mici, lucrurile neînsemnate, lucrurile neînțelepte ale lumii acestea ca să le facă de rușine pe cele mari. Este o realitate în viața mea. Provin dintr-un background foarte modest, cu o familie modestă, n-ar trebui să fiu aici. Eu sunt cel mai mirat că sunt unde sunt și că oamenii mă ascultă și că am succesul pe care îl am. Este doar harul și mila Dumnezeu. Dar extrapolez lucrul ăsta la universitate, la instituții, la țara noastră. Cred că Dumnezeu poate să aleagă o țară mică, neînsemnată, o țară care nu este, ca să facă de rușine pe lucrurile care sunt. Uite Israelul, de exemplu. Israelul este un exemplu perfect. Deci Dumnezeu se delectează să facă aceste ridicări, dar de ce? Ca nimeni să nu se mândrească, nimeni să nu spună: măi, eu am fost grozav, eu sunt... Nu, ca slava să fie a lui Dumnezeu, ca noi toți să ne uităm și să spunem: Dumnezeu a făcut această minune, Dumnezeu a făcut acest miracol în ochii noștri și noi ne bucurăm pentru el. Suntem onorați că ne-a folosit pe noi la 0,1% sau cât a fost. Ăsta este gândul care vreau să concluzionăm. Dumnezeu poate să aducă această transformare, Dumnezeu vrea să aducă acest upgrade de software mental în viața mea, în instituția mea, în firma mea, în biserică, în țara noastră. Hai să lăsăm, hai să ne predăm în mâna lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dacă Tu ai harul ăsta, dacă Tu ai planul ăsta bun, mai bine condu Tu viața asta și mai bine condu Tu țara asta decât să încerc eu. Pentru că dacă încerc eu în forțele mele, în mândria mea, în orgoliul meu, voi da tot kicks. Mai bine să-l conduci tu și știu sigur că felul cum faci tu va fi cel mai bine. Mulțumim, mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi și că ne-ați inspirat, ne-ați dat speranță, aș putea spune, că se pot schimba lucrurile în țara noastră și în învățământ. Mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Am fost în această serie împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor la Universitatea Emanuel din Oradea, un teoretician, am putea spune, dar de asemenea și un om practic, pentru că este antreprenor în serie, știe ce înseamnă piața forței de muncă și business-ul. Am vorbit despre ce se poate face în învățământul românesc, cum ar trebui să ne schimbăm mentalitatea. Și n-aș vrea să reiau acum totul, dar aș vrea să vă las un gând și să medităm la lucrul acesta, pornind de la versetul pe care ni l-a spus mai devreme, să facem lucrurile mici. Haideți să facem lucruri mici pentru învățământul românesc, haideți să facem lucruri mici pentru generația care vine, poate lucru mic poate însemna o rugăciune sau o mână de ajutor, pentru ca toate acestea să-i aducă slavă lui Dumnezeu.